sunt întotdeauna responsabil de cât de sănătoși sunt dinții celui mic, pornind bineînțeles de la alimentație, continuând cu vizitele la stomatolog și nu în ultimul rând cu alegerea periuței și a pastei de dinți corespunzătoare. Știu că nu-i deloc simplu, dar cu toate acestea să știți că trebuie să respectați cu strictețe absolut toate regulile. Iar dacă vorbim de reguli, prima ar fi chiar vizita la stomatolog și nu atunci când au apărut primele carii, ci chiar din primii ani de viață. Trebuie să vină de la apariția primului dințișor, iar apoi odată la jumătate de an la un consult periodic pentru ca micuțul pacient să fie obișnuit cu personalul medical, cu cabinetul stomatologic. Este dușulețul pe care îl facem dințișorului, da? Și fetilă, care o să ia toată apa de la tine din guriță, bine, ca să nu ai apă, da, domnul fetilă, îi place foarte mult apa. Uite așa. Bine? Vrei și tu să fie puțin apă? Hai, pune-l pe fetilă în papar să vezi cum bea el toată apa. Bravo! Iar Ana este cu siguranță un bun exemplu pentru toți copiii. Chiar dacă are câteva carii din cauza alimentației necorespunzătoare, e hotărâtă ca de acum înainte să aibă grijă de dantura ei. Este foarte important să avem dinții sănătoși, să-i protejăm de care și de bacterii. Și cum îi putem proteja mai bine decât printr-un periaș corespunzător, obligatoriu de 2 ori pe zi, dacă nu, după fiecare masă. Și de sus, de pe gingie, în jos, mișcări de sus, în jos, pe toată arcada, da? De sus, da. În jos. Și după aceea spălăm dintișorii cu care amestecăm alimentele, din spate în față. Din spate în față, bine? Ca să scoatem toate resturile, tot microbei, bine? Iar dacă lecția de periaj a fost făcută, acum pentru părinți câteva sfaturi. O altă mare problemă ar fi de fiecare dată alegerea periuței de dinți. Niciodată culoarea sau ambalajele atrăgătoare n-ar trebui să fie criteriul în funcție de care le alegeți. Uitați-vă de fiecare dată la vârsta trecută pe ambalaj și bineînțeles la duritatea perilor din care sunt confecționate periuțele. Sunt pe categorii de vârstă periuțele de dinți pentru că fiecare periuță are o anumită dimensiune. De la nou născuți există periuțe de dinți care se pun chiar pe degetul părintelui și spală exact dintele și gingia, iar pentru ceilalți copii, fiecare categorie de vârstă dispune de periuța lui. Cât despre pasta de dinți, alegeți de fiecare dată una specială pentru copii. Dinților sunt în formare și atunci au nevoie de o protecție mai riguroasă. Și încă ceva, asigurați-vă de fiecare dată că aceasta conține fluor. Fluorul intervine în mineralizarea dinților și de asemenea în protecția lor prin întărirea smalțului. De la apariția primului dinte se poate trece la o pastă specială care se aplică cât un vârf de mazăre și se spală, se curăță încet. Și indicat ar fi că cel mic să nu treacă niciodată peste periajul de seară. În caz contrar, bacteriile și zahărurile rămase în gură vor ataca dinții și gingiile în timpul nopții și astfel cariile vor apărea mult mai ușor. Pe acest dințișor, Ana Maria avea o carie pe care am curățat-o și închidem cu compozit. Din păcate, am avut și pacient de 1 an și jumătate, 2 ani, cu carii multiple. Se pot complica procese inflamatorii, infecțioase, pot afecta dinții permanenți care se află de dedesubtul dinților temporari. Iar dacă vorbim de dantură sănătoasă, nu pot să nu vă amintesc că dulciurile și băuturile carbogazoase sunt dușmanii numărul 1 ai dinților, așa că îndreptați-vă de fiecare dată mai mult spre fructe atunci când alegeți desertul pentru cel mic. Și nu doar pentru că sunt sănătoase, dar fructele și legumele asigură chiar o curățare naturală a dinților. Cât despre dulciuri, e bine cunoscut faptul că o cantitate mare de carbohidrați afectează smalțul dinților, deoarece bacteriile se dezvoltă mult mai repede în prezența zahărului. De asemenea, alimentele bogate în amidon ar trebui evitate. Și acum că am aflat cam toate secretele, eu mai vin cu un sfat pentru dumneavoastră. Sănătatea danturii celui mic nu depinde doar de vizitele la stomatolog sau de periajul zilnic, ci și de o alimentație echilibrată. Așadar, cât mai multe produse bogate în calciu, vitamina D și minerale. Atât pentru astăzi, însă noi ne revedem mâine dimineață la aceeași oră.